Ludovic Orban, în special în ultimele luni ale mandatului său de premier, a făcut multe și grave greșeli, toate, sau mă rog, decizii, a luat niște decizii care au dus la scăderea numărului de voturi pentru PNL. Deci, nu întâmplător s-a prăbușit practic PNL față de așteptări în alegeri, ajungând la 26%, ci din pricina politicilor domnului Orban. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.